Deci, ca în fiecare an, Agenția Națională Antidrog, prin Centrul Regional Antidrog Constanța, organizează Gala Voluntarului Antidrog. Și anul acesta am organizat această gală pentru a premia activitățile de voluntariat, voluntari implicați în aceste activități, pentru a premia colaboratorii și partenerii noștri în proiectele și campaniile de prevenire. Dependența poate fi fizică sau psihică atunci când vorbim de alcool, tutun sau droguri. Mai mulți tineri voluntari au încercat să le explice elevilor din școli în cadrul unor proiecte ce înseamnă consumul de droguri și care sunt efectele lor. Înseamnă implicare, devotament și să-ți pese de ceilalți din jurul tău. Am vrut să fiu voluntar și am vrut să mă ocup de o cauză bună și am ales antidrogul. Dă-le un mesaj celor care sunt consumatori. Ar trebui să se lase, nu aduce niciun beneficiu. Adică e pe moment, dar după e mai rău. Mi-a plăcut să informez și alte persoane să de binele comunității și toate chestiile astea să, de sănătate. Să fie totul de sănătate, să fie totul înspre bine. Să fii voluntar, să-ți ajut semenii, să informezi, să-i ajut, să faci ceva în bine, ceva ce îți place. Cam asta înseamnă, cam asta simt eu. Pentru munca depusă de-a lungul anului, tinerii voluntari au fost astăzi premiați cu o diplomă și un spectacol.